Conștientă de returul de campionat incendiar care îi așteaptă conducerea clubului FC Vaslui, a pregătit meticulos programul pentru această pauză competițională. Jucătorii se vor reuni în data de 15 ianuarie, urmând ca pe 17 să părăsească România cu destinația Turcia. Suprafețele de joc impecabile, dar și temperaturile ridicate din Turcia îi determină pe majoritatea conducătorilor de cluburi din România să opteze pentru Turcia, atunci când vine vorba de cantonamente. Jucătorii de la FC lui au aflat că în prima jumătate a lunii februarie vor susține nu mai puțin de 5 partide amicale în compania unor formații consacrate. Din cele 5 partide programate deja de conducerea clubului, două se vor disputa în cadrul unui mini turneu. Astfel, pe 3 februarie vor juca în compania croaților de la Hajduk Split, urmând ca pe 5 februarie să întâlnească în funcție de rezultatul din prima partidă pe Maribor, Slovenia sau locomotiv Plovdiv, Bulgaria, într-una din finalele mini-turneului. La trei zile după această partidă, pe 8 februarie, Fece Vaslui va întâlni Voivodina Novi Sad, urmând ca cele două amicale să fie stabilite ulterior de gruparea moldoveană, cel mai probabil pe 11 și 14 februarie.